Din nou în direct, bună dimineața, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Încă puțin și vine campania, vine. Vom alege atât edilii locali, cât și pe cei care reprezintă interesele țării în Europa, europarlamentarii. E bine, astăzi însă vorbim despre Pitești și cum s-a dezvoltat el în 3 ani și jumătate, dar și despre mandatul și provocările unui viceprimar cu planurile sale de viitor cu tot, pentru că invitatul nostru la Cafeaua cu Piper este domnul Gelu Tofan, viceprimar al municipiului Pitești, pe care îl salut chiar acum. Domnule viceprimar, bună dimineața, Hristos a înviat și bine ați revenit la Antena 3 Pitești. Bună dimineața, Hristos a înviat telespectatorilor dumneavoastră. Adevărat, este o zi frumoasă, o zi după sărbători, începem din nou munca și suntem pregătiți și de campania electorală. E adevărat, spuneți-ne, vă rog, cum ați petrecut de sărbători totuși, pentru că, într-adevăr, am sărbătorit învierea Domnului, să fie oare cu gândul la campanie care începe, iată, vinerea aceasta? Nu a fost cu gândul la campanie. Fiecare dintre noi, mai ales noi oamenii politici, am acordat un timp prețios familiei și așa a făcut-o și primarul Cristian Gentea alături de familia dumnealui, așa am făcut și eu alături de familia mea și cred că fiecare om cu o credință în suflet petrece Sfintele Sărbători de Paște în sânul familiei. Într-adevăr, este nevoie să ne reconectăm noi așa cu esența noastră, pornind din rădăcina de familie, mai ales că, într-adevăr, se anunță o perioadă destul de complexă, n-aș spune complicată, deși poate că poate fi văzută și așa. Vineri începe campania electorală, însă, înainte de acest lucru, v-aș ruga să ne faceți o trecere în revistă, de ce nu, a celor 3 ani și jumătate de când sunteți în postura de viceprimar al Piteștiului, cu provocări politice, de ce nu, politice, administrative, proiecte și tot ce au însemnat pentru dumneavoastră acești 3 ani și jumătate de viceprimar al Piteștiului. Eu, ca om politic, să vă spun, fiind și la primul mandat, nici nu știu când, cât de repede a trecut acest mandat, dar am lăsat foarte multe în biblioraftul primăriei, proiecte pe care le-am preluat, pe care le-am terminat și proiecte pe care le vom începe în următorul mandat, sper eu, cred în aceeași formulă, puțin schimbată. E nevoie de încă un mandat pentru a termina toate proiectele începute. Sunt foarte multe și nu poți într-un mandat să faci tot ce ți-ai propus. Dacă vreți așa o trecere în revistă, pot să spun că mandatul a început cu o preluare a proiectelor începute anterior și e număr aici. Sunt proiecte cu care am fost de acord și pe care le-am terminat cu succes. Vorbesc aici de sala polivalentă, o sală cu 4200 de locuri, o sală care, iată, astăzi succesul acestui proiect se vede în atâția turiști care ne calcă pragul, care vin, ne vizitează orașul Pitești. Datorită competițiilor, într-adevăr, de anvergură. Bineînțeles, competițiile antrenează o serie de sportivi, de însoțitori, arbitri și așa mai departe. A fost un succes pentru că la ultima competiție, care s-a desfășurat acum 3 săptămâni, hotelurile din Pitești au fost neîncăpătoare și ei s-au cazat chiar la Câmpul Lung și la zonele limitrofe, da. Curtea de Argeș și așa mai departe. Un alt proiect pe care l-am terminat și a fost tot un proiect la care am ținut foarte mult să fie gata a fost Bazinul Olimpic. Un alt proiect care atrage aici competitori, sportivi și așa mai departe. Nu în ultimul rând, am preluat și am continuat toate proiectele din capitolul învățământ din educație. Avem numai puțin de 17 unități de învățământ, contracte semnate, finanțate și sper eu că vor fi toate cu ordine de începere. Sunt acum în acest moment, o parte au început, o parte așteaptă procedura de începere a lucrărilor. Nu le enumăr, sunt foarte multe licee și școli. Pe lângă acestea am început și 2 creșe în Pitești, 2 creșe care vor deservi 110 locuri, vor avea 110 locuri, 70 de locuri la creșa de la ISJ, din curtea ISJ-ului și 40 de locuri, o creșă mică la Albina, în Găvana. Da. Ce ne puteți spune, de exemplu, despre un proiect care a fost și contestat și apreciat în mediul online de piteșteni, și anume managementul traficului, cu tot ce înseamnă semaforizare și stații de autobuz? Au criticat cei care de obicei critică întotdeauna. Știți că în Consiliul Local Pitești
S-a format o opoziție pe care eu am părăsit-o și am destule motive, nu le explic în această emisiune de ce. Noi am preferat o situație de construcție, o situație în care să facem proiecte, alții care să critique. Acest management al traficului, un proiect de fapt început în de administrația precedentă nouă, dar am fost de acord pentru că chiar dacă s-a criticat foarte mult această semaforizare, sunt 39 de intersecții care au fost într-adevăr semaforizate, dar cred că fluidizează un pic mai mult decât era înainte fluidizat traficul, pentru că traficul în Pitești a devenit în acest moment chiar o piatră de moară pentru noi. Vom căuta soluții și vom găsi în următoarele proiecte pe care trebuie să le implementăm, pentru că este o problemă a Piteștiului. Locurile de parcare și fluidizarea traficului este chiar o problemă în Pitești. Nu înseamnă că am stat degeaba. Chiar mă bucur că săptămâna trecută am văzut un comunicat al Consiliului Județean care împreună cu CNAIR-ul au semnat contractul de finanțare pentru drumul expres Pitești-Mioveni și acest drum va fluidiza foarte mult și va decongestiona traficul din zona de nord și de la Podul Viilor, acolo unde dimineața este un trafic infernal. Nu stau să explic acest lucru acum, dar este un lucru foarte bun că s-a început acest proiect. Vom avea două viaducte peste Râu Argeș și iată două poduri care se fac nu pe cheltuiala bugetului local, pe cheltuiala bugetului național. Deci lucrurile se mișcă. Lucrurile se mișcă în acest sens și se vor vedea în următoarea perioadă. Da. Și mai sunt câteva proiecte, bineînțeles, pe care aș vrea să le abordăm în continuare, pentru că a susținut foarte mult ridicarea unui spital municipal. Și aici au fost discuții la început, însă până la urmă lucrurile s-au rezolvat, am putea spune, și vom avea acest spital municipal în curând. Poate nu neapărat în curând, pentru că știm că este un proiect de anvergură și necesită timp, însă în ce stadiu? Care mai sunt noutățile pe această zonă? A fost o provocare a noastră cu acest spital municipal. Între timp s-au schimbat datele problemei, nu se va mai numi spital municipal. Pe data de 29 martie anul curent a fost dată o ordonanță, ordonanța de urgență 28, care reglementează atragerea de fonduri prin programul operațional de sănătate și noi acum, lucrând la studiul de fezabilitate, îl vom ajusta din mers ca să fim eligibili pentru acest program. Și spun aceasta pentru că am avut o întâlnire foarte interesantă și spun eu că cei de la Consiliul Județean au înțeles importanța acestui proiect și vom încheia cu dumnealor un parteneriat ca acest spital să fie parte integrantă din Spitalul Județean Argeș. Prin această formă devenim eligibili pe acel program de care vă povesteam. Pe 23 mai, când vom avea ședința de Consiliu Local, vom aproba studiul de fezabilitate în forma reactualizată. Vom stabili și secțiile care se vor muta în acest nou spital, pentru că avem nevoie și de un spital de infecțioase și mulțumesc pe această cale și domnului președinte Mânzână, care mi-a dat acceptul să facem acest parteneriat. Mulțumesc domnului primar care a insistat să urnim acest proiect care aproape se blocase în ultima perioadă pentru că nu aveam sursă de finanțare. Iată că acum proiectul este pe punctul de, adică este pe ultima 100 de metri să fie aprobat și să prindă și finanțare de la acest program de sănătate. Cred că este unul din cele mai mari proiecte ale noastre, ale municipiului, după proiectul stadionului municipal, stadionul Nicolae Dobrin, care știți foarte bine că se așteaptă construcția. Da, s-a aprobat memorandumul, s-au aprobat
sumele de bani și va începe construcția cât de curând. Da. Revenind la spital, cu siguranță s-a identificat și locația unde va fi construit acest spital, nu-i așa? Este o sincronizare foarte bună între proiectul drumului expres și locația spitalului, pentru că este o locație pe strada Depozitelor, acolo unde va fi descărcarea drumului expres de la Mioveni. Deci va fi o legătură directă cu autostrada Sibiu-Pitești, cu Mioveni și celelalte localități. Este o zonă foarte frumoasă, este lunga Argeșului 2, este în apropierea râului Argeș, cu o vedere la râu, cu un spațiu generos. Sunt 3,5 hectare alocate acestui proiect. Proiect care cred eu că va fi finalizat la sfârșitul mandatului următor. Bun. Într-adevăr, sunt proiecte îndrăznețe, ambițioase, pe care piteșenii le merită de altfel și este nevoie ca Piteșul să cunoască și astfel de... Eu m-ați întrerupt, dar să știți că aveam foarte multe proiecte să le expun. Adică, ca să nu înțeleagă telespectatorii că avem doar 1-2 proiecte, chiar aș vrea, dacă îmi permiteți, o să trec în revistă așa mai multe dintre ele. Pe educație avem recepționat Colegiul Tehnic Armand Călinescu, la Colegiul Național Zinca Golescu se lucrează la consolidare și la reabilitare, va fi gata în toamna acestui an. Am aprobat spre finanțare pentru renovare energetică încă 6 unități de învățământ din totalul celor 17, am spus la început. De asemenea, am terminat Business Hub Croissant, un alt proiect legat de incubarea afacerilor, extinderea sistemului de management al traficului de care am vorbit, reabilitări finalizate pe strada Basarabiei, pe strada Egalității, am modernizat străzile de pământ Marta Rădulescu și Tere Comănescu, acum lucrăm la reabilitarea podului peste pârâul Bascov, de asemenea, legat de colectarea deșeurilor. Avem colectare separată a deșeurilor pe 5 fracții în Trivale. Am început acum 29 de platforme și în Găvana. La spațiile verzi, ați observat și dumneavoastră că orașul s-a schimbat foarte mult. Am avut simfonia la Lelelor, ați văzut lunca Argeșului care arată impecabil, că foarte multe spații care erau deteriorate și insalubre au devenit acum cu spațiu verde, cu rulouri de gazon. Avem 14.000 de metri pătrați numai de spațiu verde puși în ultima perioadă. S-au plantat conifere, arbuști, garduri vii, răsaduri, flori. Legat de familie, sănătate, avem 55 de garsoniere și 4 apartamente finalizate la căminul C3 de la Dimitrie Dima. Locuri de joacă. La locuri de joacă avem 17 locuri de joacă proiectare finalizată. Lucrăm la o parte din ele. Amenajăm acum zona de promenadă pe malul râului Argeș și este aproape gata și pista de biciclete. Nu în ultimul rând, legat de urbanism, la fel, cred un proiect la care am ținut foarte mult și m-ați întrebat în calitate de viceprimar care au fost proiectele la care v-ați implicat foarte mult. Acest proiect legat de înlocuirea construcțiilor provizorii, acele chioșcuri insalubre cu noile chioșcuri, cu o culoare unică, un format standard impus de noi, cred eu că a schimbat într-adevăr fața orașului și s-au eliminat acele chioșcuri care blocau alei, erau amplasate unele pe spațiu verde. Cred că s-a schimbat foarte mult fața orașului. Și cele florale, într-adevăr, și cele florale pentru flori, pentru că, într-adevăr, și aici au fost discuții și arată foarte bine, trebuie să recunoaștem acest lucru, se văd foarte frumos florile și estetica. Și florile, dar și chioșcurile pentru panificație sunt elegante și sunt după ultimele norme europene. Mai trebuie deja? Sunt toate înlocuite sau se așteaptă să se înlocuiască în locurile în care au fost 72 de spații licitate, din care 43 de spații ocupate și sunt amplasate în acest moment în jur de 20 ceva, nu știu exact în acest moment să vă spun, dar sunt în curs de
amplasare următoarele care au fost licitate. Da. Și ajungem ușor, ușor, domnule viceprimar, trebuie să ajungem și la eterna și fascinanta pădure Trivale, nu-i așa? Pentru că sunt tot felul de discuții și pe această temă. Știm că se află o decizie contestată în instanță. Care mai sunt noutățile sau ce ar trebui să știe piteștenii? Pentru că cu toții ne dorim până la urmă ca această pădure Trivale să fie a noastră și să profităm de ea. Pentru că este o pădure citadină și avem nevoie să ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă beneficiile unei păduri citadine. Da, este foarte adevărat. Trebuie să limpezim lucrurile puțin aici, pentru că s-au făcut mari confuzii între cele două proiecte. Un proiect susținut de primarul Cristian Gentea și de majoritatea Consiliului Local de a institui o pădure parc în Trivale, așa cum a fost ea instituită de la anii 1900 prin hotărârea prefectului de atunci Manolescu și a primarului Eftimie Ionescu. Parcul Trivale a fost înființat încă din anul 1903 pe acest teren care îl avem în continuare, dar nu este în proprietatea noastră și trebuie să spunem clar, pentru că s-a manipulat în spațiu media instituirea unei arii protejate, iar cetățeanul Piteșteanu a fost dus în eroare chiar semnând acele liste. Trebuie să le spunem oamenilor un lucru clar. Instituirea ariei protejate ne obligă pe noi, ca administratori, să închidem efectiv pădurea și să o protejăm pentru biodiversitate. Nu cred că Piteșteanu își dorește o pădure închisă cu garduri. Nu cred că își dorește o pădure în care să nu aibă acces. Accesul probabil va fi, dar într-un mod mai organizat și, eu știu, cu anumite restricții. Este cu restricții, chiar și cu amenzi între 3.000 și 6.000 de lei în funcție de persoană fizică sau juridică. Deci, trebuie spus clar din capul locului că proiectul pădurii parc, care este blocat în instanță, blocat în instanță de către prefectul de atunci, domnul Perianu, pentru că dumnealui are o politică de a bloca proiecte, așa cum l-a blocat și pe cel de la Câmpul Lung, așa l-a blocat și pe cel de la Pitești cu pădure parc în Trivale. Nu cred că noi ne-am dorit un lucru rău pentru cetățeni. Cred că am dorit cel mai bun lucru pe care l-am studiat și am întrebat pe toată lumea. Ce ne dorim în pădurea Trivale? Ne dorim să o menținem așa cum este ea de peste 100 și ceva de ani, să rămână o pădure fără să se facă defrișări, fără să se facă construcții. Oamenii au fost manipulați în mediul acesta social media că aria protejată protejează pădurea. Da, este adevărat, o protejează, dar aria protejată permite și retrocedările. Suntem obligați, dacă prin instanță se dă o hotărâre, să punem în posesie. Deci și nu ne dorim acest lucru. În pădure parc nu se permit retrocederile, pentru că, până la urmă, teama cea mai mare aceasta este că se vor retroceda, eu știu, hectare de pământ în pădurea Trivale și noi nu vrem acest lucru. Se pot retroceda și, eu știu, dacă devine în statut de pădure parc? Prin lege nu este interzis să mai faci retrocedări în cadrul unei păduri parc. Noi am scos un pliant acum de curând, pentru că oamenii trebuie să cunoască acest lucru. Dacă doriți, vă trec în revistă repede câteva avantaje și dezavantaje. Deci, în cadrul pădurii parc, retrocedările sunt interzise conform legii 220 din 2018. Îngrijirea pădurii parc poate fi finanțată de la bugetul local. Noi asta ne-am dormit în permanență, să gestionăm și să administrăm pădurea Trivale, nu să o lăsăm la mâna administratorului de la București, a Ministerului Mediului, așa cum este aria protejată. De asemenea, pădurea parc este un spațiu natural de agrement pentru cetățeni, pentru familii. Ieri am fost acolo împreună cu primarul și am văzut foarte multă lume care, după aceste sărbători, au venit la recreere, da, să stea pe o bancă, să se plimbe. Și am stat de vorbă cu oamenii. Chiar într-adevăr erau îngrijorați de soarta acestei păduri și le-am explicat clar. Domnilor, această pădure va rămâne pe vecea piteștenilor și va rămâne un spațiu de agrement. Nu va tăia și nu va construi nimeni aici, așa cum spune un anumit domn consilier local de la PNL. Acesta a fost și motivul meu, al Anei Stan și al doctorului Tiberiu Irimia, de a părăsi Partidul Național Liberal, filiala Argeș. Exact acesta a fost motivul. Am promis în anul 2000, în campanie electorală, că vom face pădure parc în Trivale și dintr-o dată din mers, pentru că a prins bine la electorat, au dorit arie protejată.
Să nu trecem peste o răfeală politică până la urmă, că ar fi trist dacă este așa. A devenit o răfeală politică? A devenit subiect electoral, un subiect prin care se manipulează foarte mult opinia cetățeanului, în sensul că administrația de la Pitești va construi blocuri, va retroceda pădurea. Fals, foarte fals. Nu se poate construi în pădurea Trivale, nu se poate retroceda prin forma de pădure parc. De aia transmit piteștenilor că acest proiect pădure parc îl vom face și îl vom implementa chiar pe fonduri europene. Eu le spun cetățenilor că în pădurea parc noi vom interveni, dar vom interveni în acest mod. Vom putea să modernizăm parcul schimbând anumite bănci care s-au deteriorat, amenajând anumite alei pietonale pe care de la forța copacilor ați văzut asfaltul a fost desigurat aproape, da. Da, exact, trebuie să amenajăm acest lucru și chiar mai mult decât atât sunt acele poteci care au rămas de pământ și sunt anumite piste pentru bicicletă în care tinerii noștri vin, se plimbă cu bicicleta, putem să le amenajăm cu materiale prietenoase cu mediul, da, gen piatră cubică sau știu eu, chiar materiale naturale. Domnule viceprimar, se pot face împăduriri în pădurea parc? În pădure parc? Da, în pădure parc se pot face împăduriri cu anumite specii. Deci putem să aducem anumiți alți arbuști care se pretează să îi plantăm aici, dar într-o arie natural protejată nu putem nici măcar ridica copacii căzuți. Deci, ați văzut, au fost dezastre prin anumite localități unde au fost mulți sute de copaci. Deci nu cred că ne dorim ca în pădurea Trivale, Doamne ferește, să întâmple o vijelie, să devină o sălbăticie cu copaci rupți și căzuți la pământ, iar noi să nu avem posibilitatea să intervenim. Da. Pentru că mai avem doar 2 minuțele, dacă mai aveți ceva de completat pe această temă, dacă nu, o să vă rog să ne dați câteva detalii despre noua echipă sau eu știu cu ce porniți la drum în acest. Mie mi-este foarte drag acest subiect, chiar aș citi, este o carte care va apărea acum cât de curând. Ce spunea primarul Eftimie Ionescu despre Parcul Trivale la 1903? Face deliciu orășenilor și admirația străinilor, deci era și un punct turistic. Și mai spunea dumnealui că întrucât avea dealuri împădurite, o bogată pepinieră silvică, pavilioane, florării, plantații și o soție admirabile care împreună reprezentau fala orașului. Parcul Trivale a fost amenajat încă din anul 1903 pe proprietatea secularizată a schitului Trivale, metoh al mănăstirilor Cozia și Cotmeana, pe o suprafață uriașă de circa 500 de hectare. Iată că se dau și detalii despre proprietatea pădurii Trivale, proprietate pe care noi am identificat-o la Arhivele Statului și am descoperit că, într-adevăr, pe 26,3 hectare suntem chiar proprietari din anul 1940, când a fost intabulată. O să venim și cu aceste argumente și, probabil, după campania electorală să se limpezească lucrurile, vom trece și vom implementa acest proiect în parcul pădurii Trivale, iar pădurea Trivale va deveni un simbol al orașului și un brand pentru municipiul Pitești și va fi o atracție pentru toți turiștii și va fi, așa cum spunea Eftimie Ionescu, un deliciu pentru cetățeni. Și nesupusă retrocedărilor. Da, nu se va retroceda așa, niciodată în pădurea statului. Trebuie să facem diferența între pădurea statului și pădurea privată. Dacă s-a construit limitrof în pădurea Trivale, nu este vina administrației de la Pitești, este vina celor care cândva au împroprietărit și sunt zone private în pădurea Trivale. Dar nu ne privește pe noi administrația de la Pitești. Despre echipă m-ați întrebat. Nu mai avem timp, dar de câteva cuvinte, cum o descrieți și ce așteptări aveți? Este cea mai puternică și cea mai valoroasă echipă care își prezintă programul în această campanie, echipa PSD Pitești, formată din Cristian Gentea, inspectorul general Tudosoiu, administratorul public Lucrețiu Tudor, profesor dr. Tidea Ionel, doctorul Tiberiu Irimia, notarul Anastan, subsemnatul, avocatul Tudorache, consilierul primarului domnul Dumitru, nu în ultimul rând, domnul doctor Șerb și lista continuă cu din mediul de afaceri, din sănătate. Cu siguranță vom discuta în campania electorală. Din păcate, timpul ne presează. Vă mulțumesc foarte mult, domnule viceprimar. Atât pentru astăzi, Dana Popescu sunt. Rămâneți cu Antena 3 CNN. La revedere!